și ce înseamnă să-ți împingi echitatea preflop. Și uite că în ocazia asta, cu ocazia asta îi dă șanse lui Florin să vadă un flop foarte ieftin cu o mână care are multe șanse, 10-700, mâna favorită a lui Daniel Negreanu, dacă nu cunoșteți, și care are succesul aproape asigurat pe valet 10-10. Va fi un task dificil pentru cei doi să-i fure potul lui Florin. Sau nu, pentru că dealul pune chintă pentru Naba și pentru Dragoș. Și Florin cu precauție alege să dea check din nou. Păi și 30 e all-in-ul meu. E all-in, da. All-in. Când nu ai numărul de fitel. Okay. Nu-l văd floldând pe Florin aici un decar, nu știu ce să zic, adică mi-ar fi foarte greu să cred că poate folda cu două flush draw-uri. Speră să vadă un valet, un 10, un 7 sau un popă și să se tripleze aproape la river. Dacă nu, e posibil să vedem chiar și o dublă eliminare. Depinde foarte mult. Un river foarte așteptat de cei doi, cel puțin. Sper să nu mă așez în locul tău, Naba. Nu, și va fi un pot împărțit între Naba și Dragoș. Să vedem însă dacă Florin foldează la all-in-ul lui Dragoș. Da, all-in Dragoș și Florin acum are încă o șansă să dea pas pentru că nouă le face chintă. Și e posibil să-l ajute efectiv acest nou să rămână în joc cu doar 54.000, dar să rămână în joc. Am pus în azi damă de la început, acum nu știu ce. Bați zecar aici? De cum? Întinde? Încerc. Ăla de rom. Sunt multe variante. Da, aici e făcut de deschis așa. Mare, full. Care? Extrem. Dacă mai venea și... Da, cum mai venea și roșu, era... Sigur, tot ce trebuie. Și fata asta fierbe aici e. Să gândească. Tu ești sigur? Absolut. Voi gândesc, dar trebuie să câștigă. Da, încearcă Florin să afle câteva informații, însă informațiile au fost deja date prin natura bordului și agresivității lui Dragoș, care nu va fi foarte bucuros să vadă că împarte potul cu Naba. Lăsați-mă! A avut din păcate, ai zis bine. Avem și două pe gândire. Din păcate, păi am